Și vreau să vă zic că deja a devenit o tradiție frumoasă ca în sezonul autumnal să se desfășoare festivalul Zilele Filmului Românesc la Chișinău, ajuns în acest an la a 8-a ediție, prin intermediul căruia pot fi văzute premiere producției românești premiată la festivalurile de la Cannes, Veneția și San Sebastian. Însă mai multe detalii ne oferă la acest capitol în această seară președintele Asociației Cineaștilor Independenți din Republica Moldova, regizor, directorul festivalului Zilele Filmului Românesc la Chișinău, domnul Dumitru Grosei, pe care îl salut cu mare drag și zic bine ați revenit în acest platou la Tezaur TV. Bine te-am regăsit! Așa, îmi amintesc ce discuție am avut anul trecut, atunci când s-a desfășurat cea de-a 7-a ediție a festivalului. Iată că am ajuns și la a 8-a ediție, pentru care vă felicit. Mulțumim! Mulțumim pentru invitație și hai să discutăm. Așa, vreau inițial să le spunem și celor de acasă și tuturor celor care sunt interesați când și unde se va desfășura festivalul Zilele Filmului Românesc la Chișinău. Deci, anul acesta noi am decalat un pic față de anii precedenți, de obicei eram în luna octombrie, în prima decadă, dar anul acesta, din anumite motive, am decalat un pic și va fi puțin mai devreme, adică pe 22-25 la Chișinău și după aia în fiecare weekend încă în 5 orașe. Și încă o noutate este că vom avea proiecții în două cinematografe. Datorită sprijinului care l-am primit de la Departamentul Românilor de Pretutindeni, speță Departamentul Relațiilor cu Republica Moldova, a sprijinit acest proiect ca noi să putem să ne mutăm într-un cinematograf cu dotat tehnic, așa cum ar trebui să fie, cu Dolby Surround, cu DCP și așa mai departe. Mai ales că noul cinema românesc, filmele noi în ziua de azi se fac în asemenea tehnologie și atunci, începând de anul acesta, vom fi la Cineplex Loteanu, dar am mai păstrat încă și Odeonul, acolo vom avea două zile de proiecții, anume filmele mai vechi din Arhiva Națională a României, la secțiune retro și vom mai avea acolo arhiva activă. Felicitări și pentru aceasta, pentru că o pot privi ca un vector pozitiv de creștere. Sigur că da, fără îndoială, deja un pic a crescut acest eveniment și bănuiesc că o să mai creștem. Dar anul ăsta încă mai avem o noutate, că nu avem niciun regizor cu nume mare, avem mai mult debuturi sau la al doilea sau al treilea film. Avem două regizoare, iarăși o noutate și a treia este dintr-o generație mai veche, va fi prezentată aici la secțiunea retro Malvina Urșianu, cu filme din anii 70-80, deci o regizoare foarte la mod în acea vreme, cu filme foarte îndrăznețe, interesante și avem un film, spuneai, la Cannes, a fost premiat filmul Metronom în regia lui Alexandru Belc, care iarăși este un debut. Atunci, haideți mai bine să ne introducem cumva în programul festivalului, dacă începem pe această undă. Care este programul? Programul nostru, ca de obicei, este structurat pe mai multe secțiuni. Cea de bază este noul cinema românesc sau noul val, filmele noului val, care vor fi prezentate exclusiv la Cineplex Loteanu, acolo unde avem condiții foarte bune. După aia avem secțiunea Focus, unde îl vom avea pe domnul Dorel Vișan cu trei filme importante din cariera sa, dintre care două al lui Mircea Daniliuc, un regizor foarte important, unul cred că din cei mai importanți regizori români, cu rădăcini basarabene. El s-a născut la Hotin și a fugit împreună cu părinții, era mic din cauza bolșevismului și este, uite, unul din cei mai mari regizori și a făcut două filme foarte importante, el a făcut mai multe, dar care le vom prezenta aici, Senatorul Melcilor și Iacob, în care a jucat Dorel Vișan rolurile principale. A fost cu filmele astea și la Cannes și nominalizat și la premiile Academiei Europene de Film la vremea respectivă.
Pe urmă, mai este un film în care joacă Dorel Vișan, se numește Lacrimă de fată, care este în regia lui Iosif Demian, tot un regizor interesant din anii, el mai, la bază, de fapt, este director de imagine, dar a făcut acest film, era debutul său în regie de film. Și acum el locuiește în Australia, noi am vrut să-l invităm aici, dar sunt probleme de, mă rog, de distanțe. Și după aia avem, cum spuneam, secțiunea retro, unde avem pe Malvina Urșianu. Filmele ei vor fi prezentate la Odeon de către un cei mai importanți critici din România, doamna Magda Mihailescu, alături de Ionuț Mareș, care, mă rog, este de obicei, face sesiunile astea de Q&A la toate filmele. Și mai avem filmele acestea, un film pentru copii, Străjerii Delte se numește, care va fi prezentat la orele 12, duminică, la Cineplex Loteanu. Intrarea este liberă, trebuie tot să spunem, și Arhiva Activă, care este digitalizarea filmelor făcute de către studenții unei ATC-ului de-a lungul vremii. Și ar fi interesant, mai mult noi ne adresăm studenților, fiindcă acestea sunt filme studențești din anii 60, 70, 80, în perioada, spunem așa, ceaușistă, așa numită, și interesant de văzut cum gândeau la vremea aia studenții, ce filme făceau. Și noi anul trecut am adus o parte din această arhivă, anul ăsta a doua parte o prezentăm. Anul trecut am prezentat-o la AMTAP, însă anul ăsta o vom prezenta la Cinema Odeon. Deci invităm toți studenții și toți spectatorii interesați de scurtmetraje studențești din vremea aia să vină, să vadă, sunt niște filme interesante. Da, eu v-am ascultat cu atenție pe dumneavoastră. În momentul în care vorbiți despre programul festivalului, sună atât de interesant, frumos și aparent simplu. Dar da, cum de fapt decurg pregătirile pentru acest festival? Și aici aș vrea să ne dați mai multe detalii din culise, pentru că... Păi e o muncă imensă ca să aducem aceste filme, să putem prezenta aceste 4 zile la Chișinău și încă alte 5 orașe în fiecare weekend. Deci, practic, noi vom începe la Chișinău, vom continua la Bălți și după aia vom termina pe data de 30 octombrie la Cahul. Deci, vă dați seama, o să fie un maraton adevărat de filme. Și da, e o muncă foarte mare. Noi muncim tot anul ca să putem să aducem, mai ales ultimele 5-6 luni, este așa hardcore, foarte așa multă muncă. Este o echipă care e extins pe ambele maluri de Prut. Așa și... vreau să întreb, cine sunt cei din echipă? Cine face echipă? Deci, suntem noi, Asociația Cineaștilor Independenți, este Ksenia Bucuci, la noi aici Cristian Madan și acum Veronica Oțel, acum mai nou a venit, este manager PR și așa mai departe. Mai sunt și alți, Doina Stimpovski, care tot este și prezentator la o televiziune, dar lucrează, ne sprijină și pe noi. Sunt mai mulți care sunt implicați, iar la București este Marian Crișan, mai cu echipa sa de la Rova Film, Ionuț Mareș, care este selecționerul programului și el ne propune tot felul de titluri, noi le discutăm și după aia stabilim, ne propune o schiță, două de program, care aceste propuneri se fac deja de pe acum. Deci noi deja avem o listă de filme pentru la anul, ca să înțelegi cum se lucrează. Așa. Da, da, da. Și pentru că imediat, acum, în octombrie, încep concursurile astea ministeriale, diferite, mă rog, la finanțatorii care ne sprijină și noi aplicăm imediat, în paralel cu ediția asta, noi deja pregătim și alte următoare ediție. Și acest aspect, la fel vreau să-l dezvoltăm în discuții, fiindcă ați menționat și dumneavoastră, sunteți susținuți parțial sau mai mult sau mai puțin de o departamentul pentru de relații cu Republica Moldova. Da, da, da. Însă mă interesează dacă sunteți susținut și de Ministerul Culturii din, sigur, Republica Moldova, fiindcă anul trecut nu ați ezitat să-i menționați, aducându-vă cumva un aport, da, mai mare. Da, a fost și anul ăsta tot a crescut aportul Ministerului Culturii. Așa. Dar a crescut și aportul, este cel mai consistent al Departamentului pentru Relații cu Republica Moldova, este finanțator
sectorul care și-a arătat interesul cel mai mare și ne-a sprijinit, datorită lor ne-am mutat în acest cinematograf, pentru că e foarte scump. Noi avem acolo 10 proiecții, deci ele costă și alte cheltuieli au mai suportat acest departament și Ministerul Culturii este pe locul 2, după care este vine Centrul Național al Cinematografiei din Republica Moldova și Institutul Cultural Român și Uniunea Cineașilor din România. A noastră nu prea sare cu banul, să dau loviță. Bine, dar măcar cu o nimic, mână de ajutor? Cu nimic, cu nimic. Nu dau nici măcar un like pe Facebook, așa. Nu știu de ce moldovenii sunt așa cărpănoși, nu știu. Nu dau nici măcar un like, nu-și arată interesul deloc, nu știu de ce. De ce credeți că da, nu știu, așa sunt moldovenii mai provinciali, mai invidioși, mai, nu știu, nu pot să-mi explic. E o chestie, o atitudine. E regretabil. Da, e regretabil, și, dar vă spun cinstit, nu, chiar îți țin minte că un critic de film care ne-a sprijinit foarte mult la începutul din Timișoara, s-a mirat că nimeni nu distribuie o postare, nu dă un like, nu știu ce de la noi să fac, nici nu văd. Deși efortul e foarte mare, filmele sunt gratuite, noi muncim foarte mult și ca să, nu vreau, poate n-ar trebui să spun, dar abia anul ăsta eu am un onorariu la insistențele colegilor. Dar eu vreau să vă întreb. Eu am lucrat voluntar 7 ediții și încă primele am mai pus și din buzunarul meu, că mă substituiam, aveam pe atunci posibilitatea, acum mai apelam pe la prieteni, pe la asta, adică acum încetșor au venit instituțiile astea de stat și de dincolo mai ales și de aici. Și am pierdut la un moment dat un finanțator important, Centrul Național al Cinematografiei din România, din cauza lui Valeriu Jărighi, că atunci când era directorul CNC aici, în loc să ne sprijine, el scria scrisori, de denunțuri, că noi furăm bani, nu-și fără nicio dovadă, nimic, că ea nu a făcut niciun fel de investigație și ne-au tăiat finanțarea. Și acest fără sunet nu are... Fără sunet va fi difuzat la final de interviu, acest da, fără da, sunet. El, nu, el nu are... Fără sunet nu are, cum să zic... Nu transmite mesajul de care... Da, da, acolo e un fel de parodie și dacă... De ce vă ziceam? După ce finalizăm interviul nostru, urmărim acest spot integral cu sunet. Da. Împreună bine, cu cei bine, de acasă. Adică e bine, el cu sunet și are sensul, în sensul ăsta, da. Bine, dar acum ne bruiază pe noi. Da, vedeți că dumneavoastră ați mai dat câteva detalii tot și aveți onorariu anul ăsta comparativ cu anul trecut. Nu, anul ăsta, da, pot să zic, pentru că au insistat și colegii noștri de la asociații, că an de zile eu m-am stăduit să... Din tâi toți am lucrat... Să creșteți acest proiect. Da, din tâi noi toți am lucrat voluntari, după aia am început să mai plătim câte un onorariu micuț, după care tot așa și tot așa, și încetșor... Acum s-a echilibrat un pic treaba, sper că o să mai crească, de pildă, eu cred că ar trebui un minimum de 500 de... Noi muncim foarte mult, dacă e să împarți un onorariu din ăsta micuț, de pildă eu și alții acolo, nucleul, muncim 12 luni, asta un an, înțeleg. Și deci... Când am parcă pentru 12 luni? Nici 100 de lei pe lună, să zic așa. Deci e ridicol. La noi nu știu de ce lumea crede că poți trăi cu aer. În fine, dar vedeți că nu sunt aceste aspecte așa meschine, să spunem, nu influențează calitatea evenimentului. Asta vreau să întreb, ce înseamnă, de fapt, festivalul, acest eveniment pentru dumneavoastră? Pentru mine înseamnă, mă rog, o chestie de suflet așa, în care eu mi-am dorit ca filmul românesc să fie prezent aici, împreună cu Marian Crișan, care, mă rog, colegul meu și prieten și noi co-organizator de la București. Noi am învățat împreună la UNATC și mi-am dorit ca să încercăm să facem aici o distribuție a filmului românesc, dar dat fiind faptul că noi nu avem un sistem de distribuție, nu prea avem unde distribui și atunci acest eveniment cumva se substituie, adică înlocuiește distribuția care ar trebui să fie normală ca filmul nostru. Filmul românesc circule în cinematografele din Moldova, însă noi neavând cinematografie, el nu are unde circula. Pentru că 2-3 cinematografe cât sunt astea, cineplexul ăsta, dau filme americane, că altfel ar muri și ele și așa mai departe. Deci, nu mai vorbim pe la Mureșele, nu au săli, există chiar și aparate, dar nu există interes, încă nu se înțelege chestia asta, adică moldovenii umblu cu mașini scumpe, cu tot felul de chestii de astea așa, care nu se mai satură de bogății și tot plâng săraci și în chestiile importante care trebuie investit, nu investesc, în cinematografie. Nu investesc în ei, de fapt.
în viitor, pentru că Moldova nu prea are câțiva struguri, niște pierji acolo în Crușii, dar are potențial uman și ar putea să producă, să investească în film, în cinema, să dezvolte industria cinematografică. Care apropo, mi-ați citit gândul, ce părere aveți dumneavoastră despre industria cinematografică din Republica Moldova și dacă avem o perspectivă în acest avem, sens? Nu, nu avem industrie. Că noi nu avem Eu vreau să spun că industria asta, dacă ar înțelege ăștia care conduc semidocții sau sfertidocții, ăștia care sfertodocții care ne conduc, ei ar trebui să înțeleagă că cinematografia este o industrie, o știință și o industrie și atunci și o artă, dar în calitate de industrie este o industrie sinergetică, care ce înseamnă sinergie? Care se intersectează cu mai multe ramuri ale economiei și chiar ar dezvolta, ar ajuta Moldova un pic să dezvolte, pentru că dacă vine o echipă de filmare la Nisporeni sau la Călăraș să filmeze undeva acolo, de 200 de oameni, spunem un film cu 2-3 milioane de euro, buget cel puțin, asta e mic, puțin, ca să înțelegi, în America un actor nu mai are 20 de milioane onorariu. Nu mai vorbim. Dar ei au sistem de producție, de distribuție și atunci acolo la Călăraș, în perioada asta, se angajează oameni de pe loc, se consumă de prin zonă mâncare, nu știu ce, adică se cazează și așa mai departe, transport și alte chestiuni. Figurații, oamenii vin, pot să angajeze o perioadă, să câștigi un ban, să mai intri în contact cu altă lume. Deci sunt foarte multe lucruri care s-ar dezvolta și nu mai zic de prestigiu să fac filme interesante, să intrăm în circuitul internațional, să fie filmele noastre distribuite în sălile din toată lumea, din Europa măcar, sau cel puțin din România și să luăm premii pe la mari festivaluri. Deci chestiunile astea încă nu există, dar în perspectivă ele sunt reale. Dar numai cu investiții, adică cu... La noi încă nu se înțeleg lucrurile astea. Deocamdată nu se înțeleg și asta e păcat pentru că... Ați zis dumneavoastră că nu avem industrie cinematografică în Republica Moldova? Nu, sunt chestii sporadice. Așa însă, că fac... asta vreau să zic. Tot suntem martori în ultima perioadă să vedem videoclipuri, producții video de calitate bună. Da, aici vă dați dumneavoastră cu părerea, bănuiesc că mai bine decât mine. Și apare întrebarea firească. De ce echipa X, Y, care are potențial, dispune și de tehnică, nu s-ar entuziasma cumva să creeze un film? Una e să filmezi un clip de câteva secunde sau minute și alta e să faci un film de lungmetraj, acolo e altceva, sau măcar și de scurtmetraj. Îți trebuie o dramaturgie, îți trebuie echipă de filmare mai mare, mai importantă, mai actori și așa mai departe, adică și după aia ce faci cu acest film, pentru care costă foarte mulți bani și tu nu câștigi din film. Deci dacă ar fi să avem sistem de distribuție la noi în Moldova, măcar 50 de cinematografii să avem în toate raioanele astea și în satele mai dezvoltate, în Chișinău să avem măcar vreo 10 și atunci să, măcar săli din astea așa de 250-300 de locuri în care lumea să vină dotate cu ce trebuie, cu aparat de proiecție DCP, cu Dolby Surround și toată tehnologia modernă și atunci lumea ar veni, s-ar învăța să cumpere bilet, să vină să vadă film pe ecran mare și în condiții faine, filme moldovenești, filme europene și așa mai departe, nu numai americani în care stai și mănânci popcorn și te uiți ca un cretin la niște imagini, da, făcute bine, dar fără niciun fel de impact, să zic, emoțional sau cultural și așa mai departe. Deci, cam asta. Eu, în Europa, Franța, ca să înțelegeți, are 286 de milioane de euro buget pentru film. Iar noi avem 300.000 de euro, care niciun film nu poți face de lungmetraj. Deci, da, low cost ai putea face cu 300.000, în Moldova un film decent, dar atât. Dar asta e împărțit, banii ăștia sunt împărțiți asta vreau să zic, că nu e la toți cineaștii și se ceartă între ei, nu știi care mai așa, pentru trei lei răsuciți. Uitați-vă cum își bat joc de noi guvernanța ăștia care, eu am încercat să le sparg gheața inimii. De pildă, am fost director arhivii, pelicula noastră care s-a filmat în anii așa, stă și zace prin tot felul de depozite aruncate și așa mai departe, care nu corespunde... Nu corespunde criteriilor de păstrare, că există o tehnologie, există pelicula trebuie spălată, îngrijită, păstrată în cutii, în anumite condiții climatice și așa mai departe. E o întreagă
tehnologie, dar la noi asta nu se înțelege, noi nu respectăm nimic decât numai bla bla și nu știu, ești cu rușii, cu românii, deja m-am plictisit de chestia asta. Limba iarăși, nu mai înțeleg, limba e română sau e moldovnească sau e moldovinească sau de care și înțelegeți? Deci noi încă stăm așa și derapăm, buxuim, cum spun noi, dar lumea merge înainte și cu pași rapizi și noi trebuie să ne ținem și noi de ea cumva. Am înțeles. Ați menționat dumneavoastră anterior filmele americane, bine, tot acolo mai sunt și produse de alte țări, însă ori de câte ori am mers să-mi procur un bilet la cinematograf, stăteam la coadă. Deci, la noi. Da. Și vine întrebarea firească. Cât de interesat este publicul de filmele românești? Publicul este foarte interesat de filmele românești pentru că, neavând filme moldovenești, spunem așa, tot românești, dar făcute dincoace, dat fiind faptul că filmele cele sunt tot în limba română, asta le înțelegi. Asta apreciază și faptul aceeași că se aproape, adică aproape aceeași chestii, de fapt, aceleași povești, aceleași istorii. Sigur că este sătos să vadă filme de ale noastre, despre problemele noastre, în limba noastră și așa mai departe. Și, dat fiind faptul că filmul românesc este foarte cotat și apreciat în ultima vreme, deja de 20 de ani, nou cinema românesc, așa numit nou val românesc, este foarte bine văzut în toată lumea, premiat la marile festivaluri și noi ne străduim să conectăm Moldova și Chișinău la tot ce se întâmplă cu filmul românesc, ca și cum am fi într-același spațiu, în timp real, ca să nu fim la, cum se spune, ruda cea săracă de la periferia României, dar cumva să fim un centru și noi de cultură și de cultură românească și în sensul ăsta, da, noi trebuie să lecuim niște răni care ne-au provocat 50 de ani de comunism și 200 de ani de deznaționalizare, cruntă, crâncenă și așa mai departe. Nu trebuie să uităm lucrurile astea. Când au venit rușii în 1812, au pus aici un mitropolit Ciceagov, care era colonel de armată și el a ars toate cărțile moldovenești și a făcut foc acolo la Palatul Mitropolitan. Deși el nu era mitropolit, el era un ostaș, un soldat, un general. Și-au bătut joc de moldoveni la modul cel mai crâncen, au distrus cultura noastră, au distrus bisericile, și-au bătut joc de tot ce putea să-și bată joc de-a lungul timpului ocupanței care au fost și noi acum suntem bolnavi și psihic și sufletești și așa mai departe, pentru că un om care nu știe cum e limba lui, cum se numește și nu știe să o vorbească bine, este schizofrenic. Și atunci, dacă, pornind de la asta, dacă omul e schizofrenic, el nu mai știe pe ce lume trăiește. Și până noi să revenim la... Și dacă nu mai știi pe ce lume trăiește, păi da, continuare. Faci tot felul de trăsnăi, crezând că faci bine. Că, uitați-vă, știi cum a zis românul? Văzvrășenii în acrughi svoia, știi? Apoi că noi trebuie să ne întoarcem înapoi, să facem cercul ăsta și să revenim la noi înșine și probabil că atunci o să încercăm de acolo, o să plecăm și o să avem satisfacție și noi de viață, să avem o demnitate, să nu ne fie rușine să spunem că suntem români și limba noastră e frumoasă și să o știm, să o cunoaștem, să o învățăm, să o vorbim și așa mai departe. Să revenim la festival, pentru că am o ultimă întrebare legată de el. Și cu scopul ăsta, adică asta e o normalitate. De promovare. Pe mine mă interesează, noi trăim într-o normalitate, adică eu să ies din casă, nu să mă apostrofez o domnișoară care... Și până în ziua de azi, dacă te duci la magazin, poate să te iei cineva la rost, că de ce nu vorbești limba normală rusă, adică la cum era pe vreme, nu s-o schimba prea mult. Așa că, vezi că rușii, dacă nu vrei să vorbești, ca, să faci cadă și îi poți vii și cu tancul. Îmi pare mie că mă voi repeta. Poți vii și cu tancul, știi, să te roagi. Anul trecut, îmi pare mie că am Lubovi, zis cu dumneavoastră, putem Lubovi dezvolta cu, mai mulți subiecte. Auzi, Lubovi cu tancul, știi cum e asta? Cam asta e, știi? Revenim la festival poate, și la întrebarea mea să nu o uit până în final. Poate am scăpat de asta într-o bună zi. Pe lângă faptul că spectatorul va avea posibilitatea să vadă gratuit, după cum am menționat și la început, cele mai noi producții de filme românești, știu că va avea posibilitatea și să se întâlnească. Absolut, da. Anul ăsta, cu regizori. Cine sunt acei invitați care vor veni, care vor fi prezenți? În primul rând este Dorel Vișan, care e un mare actor român. Și va fi prezent. Va fi prezent toată perioada. El are
trei filme pe care le va prezenta în fața spectatorului, va răspunde la întrebări, va discuta cu oamenii care vor fi interesați să îl cunoască mai bine. El are 85 de ani, apropo, și încă mai mișcă. Mulți înainte. Da, și anul ăsta împlinește și după asta avem acoperite cam toate filmele. La Metronom vine Alexandru Belc, regizorul care a câștigat premiul la Cannes în cea mai bună regie. O să vină, trebuia să vină Alina Grigori la Crainou, un film care a câștigat la San Sebastian Marele Premiu, dar va veni directorul de imagine Adrian Pădurețu și producătoarea Gabriela Suciu. Va veni și Emanuel Pârvu, care va prezenta două filme, unul în calitate de regizor Marocco și al doilea în calitate de actor principal, Miracol. În Miracol joacă în filmul lui Bogdana Petri. După care o să mai fie regizorul filmului Balaur și Monica Stan, filmul Imaculat, ea tot va fi prezentă, își va prezenta filmul. De asemenea, la Cahul vom avea o actriță tânără care joacă în Morocco, ea va răspunde la întrebări și la Bălți va veni un critic cunoscut din România care va prezenta programul de la Bălți, Giulia Dobre, care este membru FIPRES și e un critic care e invitat la multe festivaluri și ea va sta acolo 3 zile și va prezenta fiecare film, va răspunde la întrebări și așa mai departe. Deci, probabil că pe urmă Ionuț Mareș va fi prezent aici, care este selecționerul, după cum am vorbit, și Marian Crișan, care este coorganizatorul nostru, va veni și el aici și va comunica cu publicul și la televiziune, va prezenta evenimentul și așa mai departe. Deci e un eveniment de anvergură? De anvergură, foarte bun cuvânt, de anvergură, da. Și din ce în ce mai mare anvergură. Foarte bun în ghilimele sau fără ghilimele? Nu, foarte bine, că noi așa și îl numim. Am înțeles. Așa și este, un eveniment de anvergură, vezi că tu înțelegi. Haideți să invităm pe cei de acasă. Tu ai darul ăsta să cum spui lucrurile la locul lor, adică să le numești cu numele lor. Asta e foarte bine, știi, că nu toți înțeleg. Mulți aud, dar nu înțeleg. Un eveniment de anvergură, foarte bun. Haideți încă o dată pe cei de acasă să-i invităm la acest eveniment de anvergură. Zilele filmul de mare anvergură. De mare anvergură. Da. Zilele filmului românesc. Mai ales suntem în două cinematografi și în cinci oraș. Într-adevăr. Da, invitați dumneavoastră pe cei de acasă. Da, eu invit deja de 8 ani de zile. Mereu tot invit și lasă vină. Noi deja avem publicul nostru. Aș vrea încă o dată să amintesc că intrarea este liberă, deși la Odeon o să va intra ca de obicei, dar la Patria noi recomandăm să-și rezerve locurile, că acolo deși va fi în sala mare, este mică, de fapt, față de cea de la Odeon. Acolo, dacă sunt în jur de 500 de locuri, aici sunt 250, cam așa, și atunci e bine să-și rezerve ca să stea pe scaune, pentru că poți să-ți iei bilet, chiar dacă e gratis, știi cum? Ca să fie un pic de ordine, să poți să ai loc și să stai... Să savurezi. Da, să savurezi, să stai civilizat, să nu te sfădești cu vecinul de scaun, că e scaunul meu, că e a tău, că nu știu ce. La noi mai sunt chestii de astea așa copilărești și de aceea ar fi bine să comporti civilizat, să iei un telefon, să uite, acolo este program, este un banner foarte mare, programul este și pe pagina noastră Zile Filmul Românesc la Chișinău, Facebook și tot felul de pagini și peste tot. Domnule Grosei, mi-a făcut plăcere să vă revăd. Da, poate bine. Ne mai revedem și cu alte ocazii, nu neapărat la anul când... Ai spus când... și anul trecut, dar nu mi-ai chemat. Și nu v-am mai invitat. Iertată în fie greșeala. Nu-ți mai da cuvântul. Iertată în fie greșeala. Până la noi revederi. Eu vă doresc mult succes. Da, foarte bine. Dacă vrei să ne mai revedem așa, nu spune la toți. Am înțeles. Nu anunțam public, ca să nu fie invidioși pe mine. Iar acum... Așa o domnișoară frumoasă, mă mai revăd. Vă mulțumesc tot aici la Tezaur TV. Doamne ajută, da. Iar acum a venit momentul să urmărim acel spot, acel material promoțional despre care spuneați dumneavoastră că e nevoie să aibă și sunet. E o parodie. Da, e o parodie la o secvență, vreau să spun chestia asta. E o parodie la o secvență dintr-un film celebru al lui Quentin Tarantino, care se numește Reservoir Dogs, filmul ăsta, și e o secvență în care un bandit el torturează pe un polițist și acum
noi am făcut o parodie cu niște personaje de la noi. Deci despre personaje n-am spun cine sunt, cred că și cu muzica acolo tot este o muzică în rock and roll. Noi am pus o muzică care este compusă de un compozitor de la București, pentru, special pentru Zilfilmul Românesc, și este, cum să zice, jingle-ul nostru. Frumos. Și, da. Aveți drepturi de autor pe el. Da, sigur. Eu vă mulțumesc încă o dată. Am plătit onorariu omului. El de pildă, deja de vreo 5 ani compune muzică pentru Zilfilmul Românesc, special. V-am înțeles. Bine, vă mulțumesc încă o dată. Vă doresc succes în continuare, iar pe cei de acasă îi îndemn să urmărească această parodie. Unde plată, Costi? Unde plată, Costi? Nu mai ieși din... O să vedem, mai e pe-n părțet. Tardă! Și asta, Costi? Zilele filmului Românesc la Chișinău. A fost la toate ediții. Cine fi înrăit? Ai și o invitație? 22-25 septembrie. Da, Costi? Da, Costi? Costi? Apoi te mă duc eu cu Natasha. Nu? Da? Vrei la film? Da? Zi. Fac orice pentru zilele filmului Românesc.